Bun, azi sunt Chemanu cu un video de World of Tanks și am un replay care l-am făcut pe Twitch, cum o spun și în video. L-am registrat acum ceva vreme și acum o să-l urc. Ce pot zic? Sper că ați avut parte de un an super fain în 2015, că vi s-au îndeplinit toate vizele și dacă nu, mai aveți un an la dispoziție. Sau bine, bănuiesc că aveți mai mulți ani la dispoziție. Sper să aveți mulți ani la dispoziție. What the fuck? Speech-ul meu, între ghilimele, a luat o întorsătoră foarte întunecată. Da. Ok, bun. Ce vă zic, vă doresc un 2016 plin de împliniri și să luați bac cu capacitatea, toate restanțe la facultate, tot ce aveți voi și nu știu, să vă fie totul bine. Și da, haideți să vă arăt acest gameplay cu Centurion Action X, unul din tancurile tirtice care încep să-mi placă din ce în ce mai mult. Ok, ideea că sunt ruptă în gură de foame, de-aia zic, hai să fac un sacrificiu din timpul meu să vă aduc acest gameplay care a fost live pe canalul meu de Twitch. Așa că, cei care ați fost prezenți știți, cei care nu, uitați-l aici. Din nou cu Centurion Action Fucking X, care e prea șmecher. După cum vedeți, matchmaking-ul nu a fost de partea mea, având în vedere că iau 4 tankuri de tier 10, noi avem doar 3, because fuck you, Cristi. Și plus că mai au un tank de tier 9 în plus, dacă nu mă știu, avem 2, 3 de 8. Dar iau 3 de 8, noi avem 4 de 8, pentru că na, joacă Cristi. Hai să merg pe dreapta unde merg medile și după aia am zis, sunt sigur, poate totuși n-ar trebui să mă duc singur pe un flank, să mor ca o curvă. Și după aceea să mă plâng în chat, no fucking team, de ce nu m-ați ajutat? No, prefer să merg cu cei de la mine din echipă și după aceea, dacă e în funcție de cum o să iasă treaba, na, mă întorc pe flancul ăla sau nu. Dar până atunci, chiar I don't give a fuck și dăm înainte. Și da, tot nu joc cu moduri. De ce? Pentru că, na, don't give a fuck nici de moduri. Aici stau destul de expus, dar mă gândesc că am distanță destul de mare, am view range foarte bun și pot să trag în acel leag Tiger fără să fiu spotat. Și se pare că am avut dreptate, am avut dreptate. După cum știu. Ok, super. Așa că E75-ul, puteam să jur că îți dau critical hit și oh, ca să vezi îmi dau critical hit, ce surpriză. Deci chiar asta am și spus în pe canalul meu de Twitch. Așa că mai încerc un blind și da, n-am, nu știu dacă l-am nimerit. Din păcate s-a dus în upper plate. Toate că ar fi trebuit să-l penetrez, zic eu. Mai trag un blind, de ce nu? Până se mai pun băieții pe hartă, prefer să păstrez oarecare distanță și în funcție de asta să iau deciziile care le vreau. Ok, trag în pământ și am fost spotat. Mă gândeam că era un tank în spatele meu, de-aia m-am mutat în spate. Era un tank în spatele meu care a fost spotat, dar nu, de fapt eu am fost spotat. Am zis, mai dau una și gata. A fost o lovitură primită destul de vreme în match și lucrul ăsta nu e niciodată bine. Acum în oraș văd că avem avantaje. E un singur ISO 8 care T10. Salut, mă cheamă T10, dar toată lumea aici ISO 8. Hashtag glume din World of Tanks. Flancul celălalt e complet distrus. Era mort dacă nu am pe flancul ăla, după cum se vede. Am zis că hai să mergem și noi pe aici. Mai flancăm un E75, un AK-40-100. Why not? Why not? Prefer să rămân cu echipa. Sincer, în situații astea prefer să rămân cu echipa decât să fac pe Rambo și da, să mă plâng că nu optim, știi? Deci, asta vă sfătuiesc și pe voi. Așa că noi dăm înainte, îi dăm înainte, n-am fost spotați aici, nu-i nimeni. Uite, Kanker GC. Ok, lateral, AK-40-100, super, îl dăm una, plecăm. O să moară sigur, n-avem timp să mai tragem și pe a doua. Acum am fost spotat în mod evident. A, uite, unde 103, salut, prietenaș. Ia de aici una, ok, nu-i problemă, trec mai târziu. Kanker GC, e cu spate la noi, gata. Gata, gata, s-a terminat totul. E ok. Bun, 4-5, mai profităm să-i dăm una în... Hai să poate scoatem. Dar nu, hai să dăm rol de 396, îl lăsă cu 6 HP, pentru că motive. Și acum echipele s-au mutat. Noi suntem în nord, ei sunt în sud. Scurie 5-6, diferență de un singur tank. Noi avem 2 de 10, mai au tot 2 de 10, destul de ok. La tier 8, Ok, aici profit oarecum de Yak Tiger, iar m-am întâlnit cu el, dar pe partea și alta hărții. A fost super interesantă combinația asta. Și am zis că hai să încerc totul să-i prind pe la spate pe restul băieților. După cum vedeți, mi-e mai un T54, T49, fac și nu m-a penetrat cum a trebuit.
1390, foarte curajos, viață full, eram puțin căcat pe mine în situația asta pentru că e autoloader și eu nu sunt. M-a ratat. Să nu uităm că am tankuri în dreapta. Sunt conștient de treaba asta, dar vreau să-l scot. Mi-au și una din dreapta, mi-a murat cu dar am noroc și îmi repar amoracul. Ok, T49, salut, mersi, mersi pentru ajutor. Puteați fi mai devreme, dar nu-i problema. Aici cer cu reverse side scraping, nu recomand. Dar fast tragem un VK-ul nostru, pentru că n-a... Deci am lăsat-o așa, mai spate nu observă. Vedem patonul. Bam, îi dăm una. Ok, sunt spotat. Orice lovitură primită pentru mine poate fi fatală la cât bulana mea de fel. Uite un E3, am ratat acel cancerer. La fel, păstrând distanța. Încerc să ajut VK-ul. Mă simțeam mare cum vinovat că i-am dat una, dar... Na, asta e, shit happens. Ok, patonul terminat în turelă, fără problemă penetrat, totuși avem APCR-uri și... Toate că APCR-ul își pierd penetrația la distanțe mari, cred că am tras într-un tank distrus. A, și VK-ul și-a dat seama cinturile, nu watch where you're shooting next time, oh, sorry, frate, sorry. Ok, prin dușenilă cu toate astea, m-a costat damage. Sunt spotat, nu mai ies, încerc să mă ascund ușor, să-mi arăt... Fundulețul prea mult la tankul inamice. Am dat blind shot, dar am dat bounce. Ați văzut cum a ricoșat proiectilul. Era frică de T-54 la care n-am mai fost spotat. Mă gândesc că stă la snipe sau eu știu. Score 11-11. Mai most, mi-a cerut scuze. Băia, fiind serios, mă știți de atâta timp. Cât timp ne țăra în omul cu mine, nu sunt nici eu cu el. Așa că hai să avansăm. Mare grijă la E3. Ora cancerul a murit, v-am scutat acel cancerer. Poate reușim să primim un VK. Oh, și E3-ul, salut, my friend. VK-ul tocmai a intrat, a tras E3-ul. Asta mi-ar da timp să-i prind una la șenile. Asta era planul. Ok. Hai să vedem. Întrebarea este, își folosește echip de reparații? O să are echipaj bun de reparații. E destul de riscant ceva. Acum încerc să mai prind încă o șenile la E3. Ok, nu-i problema. Acum sper că n-are chit de reparații. Sper că n-are chit de reparații. Asta îmi spuneam că dă doamne să n-aibă chit de reparații. Sper că n-are chit de reparații și gata! Ăla e. Salut E3. Salut. Salut. Ok, îmi pare rău. Știu că vom acum... Suferă foarte mult. Îmi pare rău pentru tine, dar na, trebuie să fac asta. Nu-mi place să fac ce fac acum, dar sper că mă înțelegi. N-am nimic cu tine, strict profesional ce fac acum, nimic personal. Îmi pare rău. Deja imaginez, dacă eram în locul doamnei cine îmi făceam, deci să-mi bat piciorul, înjuram și băgam și scoteam. Mersi, Soft, chiar aveam nevoie de ajutorul tău, mulțumesc frumos, noroc că ai venit acum să mă ajuți, deci jos pălăria. 14-11, 4 kg și am luat un T-54 care mă poate scoate, dar am zis că bun, hai că ai mei. Și aici am făcut o greșeală. Mei, pot să rămân să capturez în modul să scot acel T-54, poate îl găsesc. Mă gândeam că dacă n-a apărut până acum, probabil o fi AFK. VK au spus să capturăm. Da, știi, VK, frate, sunt prea bătrân, nu mai ascult eu de pușca tine. Lasă-mă în pace. Vreau să-mi văd de treabă și de viață. Am trăit atât de mult, am trăit până acum, am permis să mă duc cum vreau eu pe lumea cealaltă. Așa că mergem după T-54. Să mor ca un erou, frate, asta e ideea. Mor ca ultima bășină capturând și catul meu asta. Așa că avansăm ușor, cu grijă. Și spotat. Și reflexele mele de om bătrân. Ah, e AFK, bun. 1000 damage ia de aici, Cristi. Ce frumos. Ce frumos. Și acum stăm frumos, ne aranjăm părul, ne dăm pe spate, legăm la șireturi. Poate îi dăm și un foc, ar fi frumos. Centurionul e prea șmecher ca tank, după cum ați văzut îmi place foarte mult să joc cu el și mai mereu am meciuri simpatice. Haideți să vă arăt template-urile. Ok, Chase-ul cu medalia Confederate, ciudat totuși că am doar Confederate și acolo să vedeți și de ce spun asta, pentru că am făcut 7200 damage. De ce nu apare Confederate? De ce nu apare High Caliber? What the fuck? Primul damage din match din echipă. Și da, că cam atât a fost. Am tras 378 de damage în celălalt echipier, în acel VK. Profit 23.000, not bad, cu cont premium. Atât am avut pentru voi. Sper că v-a plăcut. Încă o dată un anul fericit.
Și ne auzim la anul. Asta e cea mai exploată glumă, mă jur. Cred că asta e de la primul Revelion. Toată lumea s-a sfărat de gluma asta. Gen, de la primul Revelion ever. Da, în fine, hai. Toate cele bune. Ciao.